Ce proiecte aveți în vedere proprii? Bun, sunt mai multe, încă nu... În mare, în, așa, un proiect de suflet, nu știu, aș spune. Un proiect la care discutăm este pentru încurajarea jurnalismului independent și de calitate în Republica Moldova și pe care să-l facem împreună cu Facultatea de Jurnalism. Este o idee în Republica Moldova. Altul, un schimb de experiență sau? Nu, să-i ajutăm să și dotăm universitatea cu aparatura necesară pentru un mini studio, să oferim și traininguri împreună cu alte instituții media, să oferim traininguri pentru tinerii jurnaliști și pentru studenții la jurnalism, pentru că din păcate, în Republica Moldova, presa independentă și presa pro-europeană, pro-românească, este foarte puțină. Vedem cum propaganda rusă acolo are un cuvânt foarte puternic de spus și vedem cât este de important, mai ales în contextul alegerilor care vor avea loc duminică, să existe o presă independentă, o presă obiectivă, dar pentru a avea aceste lucruri trebuie construit din timp și trebuie investit din timp. Cam cât înseamnă această presă independentă din toată presa din Republica Moldova? Cred că 10%. Aș spune undeva la 10% din ce observ eu. Deci va fi o muncă dificilă de făcut acolo în ceea ce privește schimbarea aceasta. Dar trebuie să gândim pe termen lung și trebuie să începem de undeva.